și bine v-am regăsit la un nou review. Astăzi avem o pereche de căști de la Redragon. Vedem și noi ce avem în pachetelul ăsta. Dacă vă place, nu uitați să apăsați la subscribe și share și vom continua seria asta cât mai mult posibil, băieți. Avem aici băgat căști. Nu, din imag, 152 de lei asta l-aruncăm. Redragon Epius, dacă vedeți voi bine, dar să dau și mai încet asta. Vedeți cum arată. Arată super mișto. Hai să vedem cum se desface de aici. Ia. Vrei asta cum? Opa, așa. Poc, asta e cam tortită. Desfacem de aici. Pac! Și mai avem. Avem niște foi. Da. Așa e cutia. Adică, super mișto. Aruncăm așa. Aici avem context de box. Asta e cartea lui. Ok. Avem sticker-ul de la Redragon. Care nu. Câtea crește. Așa vin în... asta în cutie și chiar sunt foarte, foarte de calitate. Acum, sincer, dacă stai și te gândești la 100, ele sunt 200 normal, hai să le pun și voi să le vedeți aici. Păi, un review mai de calitate, cum s-ar spune. Telefonul e la fel, tot ce e diferit e lumina, avem aici o lumină. Avem microfonul pe care cred că o să trebuie să-l dau mai tare, că nu știu dacă o să mă aud foarte bine. Cam atât are aici. Așa că, da. Și arată ele. Super mișto. Foarte mișto. Cred că s-au zis calculatorul pe fundal, dar nu cred că o să audă calculatorul pe fundal, că o să scot de la ăsta sunetul. Are... niște punguțe. Așa. Cred că ăsta e primul review după nu știu câți ani, că n-am mai făcut unul. Opa. Astea le aruncăm. Aici e metal. Aici un fel de plastic, aici e alt metal. Aici are un fir. Nu avem nevoie de el, dacă vedeți voi. Aici, nu vă uitați la mâinile mele, că eu v-am spus că am niște boli. N-am boli. Așa. Și cam așa arată. Bă, sincer, are ăsta retractabil. Nu știu cât o să-l folosesc eu ăsta, dar... Da, merge. Da. Are cablul ăsta pe care... Nu cred că o să... Are aici o prindere, stați să o desfac. Cu... prostii de astea de sărmuliță. Stați așa. Fac. Dacă vă întrebați ce am la mână, în astea de părat, iubitei mele, nu băgați în seama, adică nu mai e problemă de război. Avem! Din ăsta aurit. Nu?
Da, nu știu dacă se focalizează. Are un cabă de calitate superioare, cum s-a spus, care la Redragon. Mereu, noi avem mouse, tastatură de la Redragon și acum avem și căști. Bun. Hai să vedem, bă, calitatea chiar e mișto. Asta nu știu cât o să țină. Astea sunt foarte moi. Vreau să le băgăm și în calculator să vedem care este treaba. Ia să le băgăm, ia. 3, 2, 1. Auziți, eu am căștile celelalte, o să vi le arăt imediat. Și arată astea. Așa luminează. Chiar sunt mișto. Și aici la fel. O să vedem și un test imediat ce închidem videoclipul pentru review. Dar ca idei are microfonul ăsta, care e și așa, se mișcă, se duce, așa, are aici o chestie, care-i treaba, are microfonul să-l închis, vedeți, închide, are mai tare, mai încet, are să oprești sau să, o să vedem imediat în ăsta, o să intrăm la calculator ASQ, aici avem monitor de la Samsung. Așa. Nu vi l-am arătat, pe aici avem niște LED-uri acolo, nu știu ce se întâmplă, în fine. Super mișto, calitate, Redragon i-ar da lovitura și de data asta, dacă ar putea spune așa. Acum să vedem cum se aud. O să intrăm imediat la calculator ASQ și vedem cum se aud. Așa nu cum știu astea. Cam așa arată ele. Mișto rău, adică arată super mișto. Am vrut să-mi iau Zeus-urile, dar ideea a fost că nu le-am găsit și erau 200 și ceva de lei și am zis că nu sunt așa de bune la material. Așa că am zis, bă, hai să vedem ce facem. Aici jos avem tastatura și cu mouse-ul. Redragon-urile. Acum avem un set complet, cum s-ar zice. Și cam tătica, nu știu ce să vă mai spun despre ele, revenim cu un test foarte, foarte rapid pentru voi, foarte mult de muncă pentru mine, pentru că mi-am pus lumina asta sus aici. Avem microfonul care nu vreți să legat. În fine, până data viitoare, în două secunde că o să revenim, o să vedem ce am făcut cu căștile și vedem dacă ce e de capul lor, cum s-ar zice. Sper să vă placă, dacă v-a plăcut, apăsați butonul ăla de like și revenim în două secunde. Bă, băieți, am revenit după calculator și sper că se aude bine, poate așa să văd aici. Bă, le-am testat, cred că am vreo oră de când toate este asta. Stați că am tras microfonul ăsta săracu, că am avut alea lipit pe el și s-au făcut astea. Dar chestia este în felul următor. Cărțile astea, să mă bat tata dacă nu-și merită toți bani. Bă, toți, bă, am avut achirisurile, nici nu s-auzau, mă, la firmă, să-mi bat picioare, mai ales la calitate. Bă, nu e, mă, Redragon, dacă auziți videoclipurile astea vreodată, să știți cei mai tari sponsori mii, în glume. Dar dacă sponsori, dar nu-i pro, cu o cameră video, dacă am văzut că aveți niște webcam-uri, ia. Bun, mă uitam pe filmare și v-am zis de elasticile alea, bă, eu am zis asta pentru că, după aia zic ăștia că-s cu volan pe șanț, gen, știți, adică, gen, de la care o ia pe țap. Da, hai să vedem care este, intrăm în AMD. O oră am de când mă uit și acest toate jocurile, toate, stop recording, ăsta putem să facem și un stream, ăsta, de-aia vreau să ne luăm tot AMD când o fim. Dar acum ar trebui să facem o chestie. Luăm drumul la mapsa din greșeală până. Stați așa. Stați că mă aud în ăla. Sound. Stați așa. Sound. E listening, cred. Intră la sound control, la recording. La ăsta. La ăsta. Disable automatic save it power. Fuck, ia, dacă îi dau drumul acum, mă mai aud. Tot mă aud. Și acum tot mă aud. Acum mă aud? Nu mă mai aud. Bun.
Sper că nu m-am auzit. Ha? Bun, hai să tragem ăsta. Să vedem unde are... Aici are microfonul. Bun. Bă, nu-i ceva wow. Microfonul, nu știu dacă o să fie ceva wow. Stați așa să găsesc. Eu să tot dau cu mâna să văd dacă găsesc găurica aia cu... Aici nu. Alo, 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 stați așa. Alo, stați două secunde. Nu știu dacă mai e microfonul meu, dar vedem. Ia. Chiar sunt curios cum se aude. Alo, 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 alo. Custom level, microphone, level, alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Să zicem că e ok. Acum, hai să vedem și pe ăsta de audio in video, nu, la recording stream, dăm să ne vadă cu USB. Cum se aude acum? Cred că se aude destul de prost. Ia să vorbim două secunde să nu mai vorbim nimic. Nu știu dacă băzi, sincer. Hai să revenim la ale noastre. Asta e microfonul nostru. Închidem microfonul și... Bă, nu știu cât de wow se aude. Dar hai să băgăm înapoi ăsta. Bun. Și acum vreau să vă arăt o chestie. Asta cred că vă place și vă urât ăsta. Deci, să ne înapoi pe microfonul nostru. Și vreau să vă arăt ceva. Deci dacă vă las căștile astea, fiți atenți, intrați aici, intrați la enchantul, dați la Buzz Boosted sau ăsta, puteți să-l folosiți ăsta, nu. Ba da, ăsta era un correction, ăsta nu știu ce ar trebui să fie neapărat. Și ăsta, astea trei dacă le activați o să audă, bă, top, top. Nu o să intru pe YouTube să dau muzică, n-are nicio legătură, ce o să așa. Dar nu mai are parte, căștile sunt incomparabile cu prețul lor de 299 de lei. Bă, scasă, mă, nu că-s mișto, scasă rău. Gândiți-vă că achirisurile alea nu s-auzeau așa de loc. Chiar îți crezi cum s-auzea microfonul la achiris, dar s-auzea ce cu mișto. Eu la mea nu mergea, dar ce că s-auzea mișto. Dar, da, mulțumesc de vizualizare. Noi ne auzim toată viitoare cu un episod de Minecraft de fare din deloc, dar nu știu, vedem. Dar până data viitoare v-am salutat, mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!